Ce faceți, mă? Eu bine, ci că am încercat să-mi fac de mâncare. Mi-am făcut niște legume mexicane cu piept de pui. Foarte bune. Am fost la Mac după. Revenind totuși la videoul nostru, astăzi este pe bază de case sau mai degrabă cum să nu-ți decorezi o casă. Pentru că am găsit destul de multe exemple de așa nu. Cum ar fi chiuveta asta care blatul este ieșit în afară cu tot cu chiuveta Nu înțeleg de ce ai vrea să faci asta și cine naiba a venit cu ideea asta, dar pe lângă faptul că se vede ca dracu, bă, nici foarte practic mă gândesc că nu e. Și dacă tot suntem la capitolul bucătării, treaba asta mă sperie și mai tare. Cum naiba să-ți îmbraci bucătăria în piele sau în ce naiba o fi asta? Bă, că piele e Mă gândesc dacă vrei să-ți și tu ceva, nu știu, niște cartofi, niște oțe, foame, bă, nu sare uleiul ăla pe acolo și se topește pielea aia? Sau bănuiesc că singurul lucru topit este proprietarul? La cap. Deși cred că este o femeie, adică sincer, dacă ești bărbat și îți decorezi așa bucătăria frățioare, ai niște probleme, adică pe bune. Sau poate vezi că treaba asta se întâmplă în cuplu, sau nu știu, fie apartamentul ăla și s-au decis să se mute împreună. Și bărbat fiind nu prea așa cu decoratul și ce o fi la bă, las pe mea să se ocupe de chestia asta, cât de rău poate să fie răspuns. În secunda a doua zbura pe geam cu tot cu mobilă. Avem și colacul ăsta de wc cu suport pentru hârtie igienică. Și mă gândesc când stai și tu pe wc trebuie să stai un pic răcănat că te încurcă suportul ăla, nu? Bine, acum poate să fie și o idee bună că în loc să stai pe telefon ai suportul ăla de hârtie igienică și îl folosești pe post de yo-yo. O mai dai în jos, o mai ridici și așa DJ style dacă știți ce zic. Mi se pare tare. În schimb asta mi se pare mai mult o debaradă decât o baie unde ții lucruri. Na, în caz că vine apocalipsa cu zombi, să ai și tu un loc secret și liniștit cât să te ca să nu te deranjeze zombiu când te caci, că e urât așa. Că dacă stai cu teamă că vine zombiu pe tine când te caci, nici nu mai poți să te caci după și ce faci? Trebuie să stai liniștit și îți faci asa ceva, mi se pare tare. E? Așa, da, ce tron din Game of Thrones, bă, băiatule, ăsta e tron adevărat. Ăsta când zice că merge pe tron, nu glumește. Dar ce faci în momentul în care vrei să te ridici și să te ștergi la cur? Că dacă te ridici și ești puțin mai înalt, dai cu capul în tavan și leșin. Leșin căcat la cur. Nu prea e combinația așa. Și cine n-ai un veceu și un pisoar în aceeași baie, adică pe bune? Dacă aș fi bea, cel mai probabil aș sta pe veceu și aș încerca să mă piș direct în pisoar. Mi s-ar părea tare. De fapt, și treaza și încerca chestia asta. Vreți să vă mint? Mai aș suna și câțiva prieteni, aș chema la mine, facem concurs. Asta bănuiesc că ar trebui să fie scurgerea de la cabina de duș, nu? Și ușa aia pare că o să se deschidă fix în cabina de duș, că nu prea e foarte mult spațiu din câte văd. Dar să apreciem măcar baia asta, wc ul ăsta mai exact, pe care o să stai vreo două ore dacă dai o căcare de aia blană după un meniu de la forță KFC. Sigur este foarte confortabil să stai pe pietrele de vreo două ore după un meniu de la blană. Și chestia e că nu înțeleg un lucru, că bănuiesc că și pietrele se murderez. Și ce faci după ele? ștergi tot cu peria? Poate vezi că se dezlipesc pietrele de acolo și după aia când trage apa se înfunde de WC-ul, ești nebun. După suni un instalator și ce zici? O să te faci de căcat și la propriu și la figurat. E surprinzător cum de ajung oamenii ăștia să facă chestiile astea. Eu cred că au foarte mult timp liber, se uită la life uri și ce se gândesc? Bă, hai să încercăm și noi. Mi se pare tare. Și nu o să vă mint, bucătăria asta până acum mi se pare cea mai normală din tot ce am văzut noi până acum. Chiar așa cum e roz, ia cu alb și cu mov. Sincer, arată bucătărie de gaming. Probabil o tipă face aici stream în bucătărie, unde este locul de fapt. Tot pe bază de bucătării o mai avem și pasta, unde frigiderul este fix ca o femeie scundă, care își pune tocuri de 20 ca să pară mai înaltă și tot scundă e. Și cum a ajuns bucata asta de lemn acolo, nu știu exact, dar da. Sau probabil niște frați împărțeau camera și ce-o fizis la mai mare? Bă, gata, de aici nu mai treci. Și au despărțit camera cu ajutorul... Ori era ceva parte și făceau și un concurs, limbo el sau cum se numea jocul Și nu știu exact ce este mai rău, ori bucătăria aia îmbrăcată în piele, ori baia asta îmbrăcată cu mochetă din asta. Doar gândul că te poți pișa pe mocheta asta din greșeală mă scârbește teribil. Adică de asta s-a inventat gresia până la urmă, frățioare, în baie. Să pui gresie în baie și în bucătărie, nu pui mochetă în baie. Asta a pus mochetă în baie și cred că și-a pus gresie în dormitor. Și inițial când am văzut imaginea asta pentru prima oară nu mi s-a părut nimic wow, dar după m-am gândit că dacă scap să punu sau habar n-am, aluneci pe piatra aia cumva, dai direct cu capul, ești nebun, dai cu capul de piatra aia și mori. Mori așa ca prostul. Bine, și nici foarte intim nu este, dar mă dacă alunești pe piatra aia, dai cu capul, și pe acolo, te vede cineva după. Poate te ajută. Zidul ăla e ca un intrus acolo și pare că este făcut special pentru frigider. Acum, nu știu ce să zic, cu frigider, dacă este puțin mai claustrofob, nu prea îi dau foarte multe zile. Și treaba asta pare că se întâmplă în România, cel puțin apartamentul o arată în așa fel. Vă dați seama ce părere avea instalatorul când l-au chemat să monteze mașina asta de spălat? L-au luat direct de la ușă, păi și barosul unde voi e domnul. Pai ce baros, pentru ce? Ca să dărâmăm zidul, să punem mașina de spălat în perete cum adică pentru ce baros? Și ce este amuzant că mașina asta de spălat este pusă cu fața într-o baie și ajunge cu spatele într-o altă baie. Baia vecinilor, cel mai probabil. Vă dați seama să stați și voi de acasă și dintr-o dată să vă trezeți cu mare gaură în perete că și montează nu știu ce vecin, un frigider sau o mașină de spălat. Sau mai rău, să fiți plecați să vă duceți în vacanță vreo 2-3 zile, vă întoarceți acasă și vedeți treaba asta. Lăsați totul normal și când vă întoarceți, surpriză! Sunt curios totuși cât o să țină peretele de la până o să pice cu totul. Și nu știu exact unde se întâmplă treaba asta, dar bănuiesc într-un sex shop, că dacă și-a pus cineva așa ceva acasă la el, clar are niște probleme. Într-un fel poate să fie tare, na, te duci să te piși și dai și o bucă după. Făcând acum o paranteză, bă, mi se pare oribil să lucrezi într-un sex shop. Să vezi în fiecare zi dildo de toate mărimile, toate culorile posibile și imposibile. Îți mai vine marfă, trebuie să le mai pui după și pe raft, îl iei pe George după tine. Ha, mă, George, să le punem pe raft, că nu se mai poate. Bine, la început cred că este super amuzant, dar pe termen lung nu știu ce să zic. Plus de asta e unul n-aș putea să mă țin din râs să vină clienți acolo interesați și aveți așa mai mare pe verde. Și adevărul e că dacă vezi așa ceva în realitate, în loc să te duci să te speli pe mâini după, încerci să te speli pe creier ca să uiți că ai văzut așa ceva. Trecând totuși mai departe, și voi cred că vă întrebați de cine n -aibă, sunt atâtea poze cu bucătării și băi. Ei bine, stați liniștiți, mai avem. De exemplu, veciul ăsta unde dacă vrei să te cași și tu stai cu un picior acolo sus și cu un picior pe scări, că n-ai încotro. Avem aici și o casă cu două intrări. Foarte frumos, doar că una dintre ele este pusă degeaba. Mi se pare tare să ai două uși la casă și doar una să fie funcțională sau mă și cealaltă cred că este doar că dacă deschizi intri direct în zid pentru că ăia care au proiectat casa au fost foarte inteligenți. În schimb treaba asta mi se pare genială. Schem câțiva prieteni pe la tine și pleacă toți cu mâini și picioare rupte. Asta dacă dorm aici, că na, se mai trezește și ei vor să se ducă să se pișe sau să bea apă și ce să vezi surpriză. Vor să coboare scările dar puțin mai în stânga, au picat direct în gol tare. Și aici aparent avem hota care este pusă mai în stânga aragazului, ceea ce nu mi se pare neapărat o tragedie față de asta cu scările de am văzut o anterior. Și aici și că lipsește o bucățică din gresia aia că a dat măsa lui ăla cu degetul mic de la picior în ea. Doar gândindu-mă la chestia asta mă dore pe mine acum. Una dintre cele mai nasoale dureri cred că asta e și cu toții cred că am pățit o cel puțin odată. Și faptul că un om s-a gândit să-și pună jaluzele în baie, acolo la cadă, e clar extraterestri există și ei. Dacă îmi zici că sunt prinse și în tavan pe șine și poți să le tragi normal, mă arunc pe geam. Deși nu cred, cred că așa rămân și în cazul asta, dacă intră cineva peste tine ca să se pișe, tot te vede, pentru că da. Ziceți voi că n-ați încercat să vă pișeați de sus, de acolo, direct de pe scări. Ăsta ar fi primul lucru pe care l-aș face. Și sincer, cred că aici se cacă o bunicuță de 269 de ani și îi se pare cool să aibă așa ceva. Surprinzător că nu e plină de căcat orice ar fi chestia asta. Sau când te piși, ce faci? Că e aproape imposibil să nu dai păcat chestia aia. Mă depășește. La fel și în imaginea asta, când am văzut-o pentru prima oară, mi-a luat așa puțin să procesez ce se întâmplă aici. Dar aparent avem o cabină de duș și o ușă în cabina de duș. Și dacă îmi spui că aia e ușa de la intrare, e next level. Imaginați-vă doar să vă comandați ceva online, să vină curierul, să sune la ușă, voi să vă spălați și să îi deschideți ușa. Cu șampon în cap, frumos, vă spălați acolo. Rămâne la direct, deci de un poker face, l mai și întreb. E plata cu cardul? Îți zice la direct, păi nici nu mai contează, lăsați așa și fuge. Și când credeam că am văzut tot ce se poate vedea în materie de băi și vegeuri, ei bine nu, mai avem și chestia asta. Nu știu cum naiba stai și nu știu ce faci în momentul în care habar n-am, poate se sparge vasul ăla sau nu știu, se întâmplă ceva și trebuie să-l schimbi. Ideea e că mă depășește așa puțin și cu siguranță a fost prea mult internet pe ziua de azi. Așa că o să închid aici. Nu uitați că mă găsiți și pe contul de Instagram Andrei.Cosminena. Nu uitați să dați și un subscribe la canal dacă sunteți noi și să prindeți notificările și noi ne auzim data viitoare.